Bună ziua tuturor și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi vom face o rețetă delicioasă cu pui și anume vom face șnițele poloneze. Este o rețetă foarte ușoară și este un adevărat deliciu. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta! În primul rând, vom toca o jumătate de ardei roșu în cubulețe mai mici, așa cum fac eu. Pentru mai multe rețete, mă găsiți pe pagina mea de Facebook Bucătărește cu Rodica, canalul meu de YouTube și TikTok. Îl vom pune într-un bol încăpător. Acum vom tăia o jumătate ardei galben. La fel îl vom tăia ca și pe cel roșu, adică în cubulețe mai mici, după care îl vom adăuga în bol. Și o jumătate ardei verde. O conservă porumb. Iar acum vom avea nevoie de 500 de grame de piept de pui, pe care îl vom tăia în cubulețe cât mai mici. Adăugăm și pieptul de pui în bolul unde avem ardeii și porumbul. Vom mai adăuga 2 ouă mărime mică, sare și piper după gust, 50 de grame de parmezan răzuit, 2 linguri făină de ovăz sau făină normală. Și amestecăm foarte bine toate ingredientele. Cum v-am spus, puteți să puneți făină normală sau făină de ovăz ca și mine. Acum acest lucru este la alegerea voastră. Vom încălzi la foc mediu puțin ulei. Puteți să folosiți și ulei de măsline, după care începem să formăm șnițelele așa cum vedeți că procedez eu. Această rețetă o puteți pregăti la ora cinei sau la prânz. Le mai lăsăm câteva secunde, după care le vom învârti și pe cealaltă parte. Atenție, trebuie prăjite la foc mediu. Așa se vor găti foarte bine și nu rămân crude. Le vom așeza pe un platou sau o farfurie și vom continua până vom termina toată compoziția. Îmi rămâne doar să vă spun poftă bună și spor la treabă. Și dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine! Pa, pa!